Salutare tuturor și bine v-am revenit la un episod din Spacecraft. Astăzi o să facem o chestie destul de mare aici în bază și anume un loc unde o să avem niște ferme automate care să ne producă o grămadă de mâncare pentru shop-ul în principal, deoarece noi mâncăm mai mult morcovi, nu mai folosim niciun tip de mâncare, dar să fie acolo un sistem aici 100% automat care să ne producă o grămadă de... Bine, nu o să fie chiar 100% automat, doar partea cu găinile va fi 100% automat. Partea cu oile și cu vacile nu va fi chiar 100% automat, dar mai vreau să fac și o fermă de lână colorată cu toate culorile din Minecraft, deoarece o să am nevoie de carpeturi pentru multe dintre viitoarele mele proiecte, deoarece nu mai vreau să iluminez cu tot, vreau să iluminez cu silenternuri și să acopăr acel silentern cu o culoare de carpet care se potrivește cel mai bine cu acel mediu unde vreau să iluminez. Bun. Acum inițial o să fac sorterul și abia apoi o să fac fermele, așa că am nevoie de un sorter pentru odată lână albă și toate chestiile care le dropează și ferma asta. Să merg o secundă să vă și arăt la ce mă refer. Deci pentru toate chestiile care sunt dropate, aici am nevoie de un sorter, vă și arăt imediat care sunt. Deci avem aici cucă chicken, pene și toate chestiile astea. Bine, probabil o să am doar lână albă, nu o să am lână de asta, sau posibil că lână albă o duc altundeva ca să nu o sortez acolo, dar nu este 100% sigur. Leather-uri, steak și cooked malt de ăsta. Ideea e că astea nu o să le sortez, o să le pun acolo într-o chestie care se tot învârte cu itemele și o să dispare ele la un moment dat, deoarece nu am nevoie de chestiile alea, am nevoie doar de carne prăjită. Bun, o să mă apuc de sorter, văd eu cum reușesc să îl ba acolo, văd de câte iteme am nevoie și o să fie pentru fiecare item vreo 3-4 chesturi alocate pentru fiecare tip de item pe care îl dropează, așa că o să am nevoie de destul de multe chesturi aici. Să fie dita mai sorterul cu vreo 5-6 chesturi, probabil o să ajungă până undeva pe aici, dar o să trebuiască să mai minez mult și în partea alaltă, deoarece trebuie să fac loc și pentru lâna colorată de toate culorile de Minecraft și cred că sunt vreo 10 culori sau mai multe, așa că trebuie să fac un loc destul de mare aici, așa că eu mă apuc să fac sorterul și probabil o să revin după ce am făcut sorterul, probabil o să mai ordonez pe aici lucrurile, cum o să intre toate fermele pe care vreau să le fac, așa că mă apuc să fac sorterul și revin. Mușeți că am revenit cu sorterul, l-am terminat, a durat destul de mult până l-am făcut bine, încă n-am băgat itemele care să se sorteze, dar aia va fi foarte ușor și o fac la sfârșit, nu o fac acum. Acum eu o să mă apuc să fac chestia asta cu găinile, fac și sistemul din spate cu care omorâm găinile și o să revin atunci, deoarece cum deja lungesc prea mult episodul cu vorba reală asta, așa că o să fac toată chestia asta cu găinile de aici, toate sistemele cu restul din spate și o să revin atunci și vă explic ce am făcut și după ne apucăm de vaci găini care va veni tot undeva pe aici și după aia toate culorile de lână aici undeva mai în spate. Deci mă apuc să fac chestia asta și revin. De fapt m-am decis să revin puțin mai repede și să facem și locurile astea cu vaci unde să-ți tăie vacile și oile pe care vrem să le mulțim și să le omorâm și le fac și pe astea acum. Bine, vă explic cum vreau să le fac, după aia le fac toate sistemele cu restul deodată ca să mă pot pune mai bine pe treabă și să le fac toate dintr-una. Așa că în momentul de față iarăși nu mai am nevoie de hopere, am nevoie de blocuri de construit. Așa că ideea e că poate ar trebui să iau niște gras ca toți acești cavacele și astea să stea pe gras, deși nu e de aia de bună. Doar ce o să mânce iarba și o să rămână blocuri de dărți și blocurile alea poate sunt destul de urâte așa să fie blocuri de alea de dirt, așa că o să luăm un grey concrete. Bine, iau și eu cum aceam în principal, așa că hai să facem locurile pentru vaci. Stau să mă uit cum aș putea să le fac ca totul să fie ok și să dispunem de un loc cât se poate de bine organizat. Ar merge să fie una de 3, dar cred că aș veni cu ea puțin mai în partea asta, altă ce a fost. A fost ceva aici? Mi s-a părut că era ceva pe aici. Astea le spargem, deci va fi un loc de 3 în principal și dăm deja de chestia asta, serios, nasol.
Ceva de genul, aici vom veni până aici, așa că cred că ar mai trebui să merg cu un bloc și mai încoace, deoarece aici văd că avem destul de mult loc liber. Și o să facem și chestia cu aici, deci cred că aș putea să vin cu încă un bloc mai încoace, serios, cred de mult. Ceva de genul, sau așa. Cred că așa ar fi cel mai ok să le fac. Cred că cu un bloc mai înăuntru ar fi mai ok. A, bine, cred că acum nu înțeles mare lucru din ce zic eu pe aici, dar o să vedeți imediat la ce mă refer. Aici va fi locul unde vor sta vacile pe care o să le mulțim. Așa. Facem aici un pătrat. Bine, pătrat. E un fel de dreptunghi, mai bine zis, nu neapărat pătrat. Astea le umplem așa. Bun, iar pe aici, prin lateral, o să facem niște drumuri de gheață. Pe unde o să se ducă vacile mici, undeva în spate. Nu cred că aici ce am. Pot să pic? Serios, am lăsat goluri pe acolo. O să trebuiască să rezolv și chestiile alea imediat, dar nu mă gândeam că am lăsat goluri pe la camera noastră. Așa că m-am aruncat așa, credeam că e ceva sticlă sau cine știe ce, dar aparent e gol. Hai să spargem și prin partea asta la altă. Ceva de genul, uite, prin partea asta am deja blocul, deci am făcut doar jumătate, da, știu ce s-a întâmplat, am rămas fără quartz și aia a fost. Și pe aici, prin spate, trebuie să facem o chestie de asta. Acum, haideți să mergem după gheață. Sper că am gheață compactă, din câte știu am destul de multă gheață de asta compactă. Și să facem sistemul prin care adunăm vacile mici în spate, deși nu o să-l fac acum, doar vă explic cum o să vină și acel sistem. Hai să ne ducem repede acolo. Bun. Și venim cu gheața pe aici. Pe aici în față să vină iară sticlă. Așa. O să pun și... Deci o să punem apă aici. O să fie un bloc de apă aici. Apa va curge pe aici așa. Și din când în când punem câte un flasher plate ca să... ca să continuăm drumul cu apă. Oricum, vacile o să se deplaseze cu viteză destul de mare pe aici și o să îi împingă. Ceva de genul, o să-i aducă aici în mijloc și o să-i ducem undeva, de fapt nu, o să-i ducă în partea asta. Și o să-i ducă undeva aici în spate. Așa. O să-i ducă undeva aici în spate și aici vreau să las un loc cât se poate de mare pentru toate acele culori. Cred că sunt 16 culori în Minecraft și vreau să las un loc destul de mare aici în spate pentru acea fermă de wool colorat. Aici avem un loc destul de mare. Deci aici o să vină sticla. Noi o să ne urcăm pe acea sticlă, o să venim cu un bloc mai sus și o să mulțim toate vacile și cred că o să pun și oile la comun. Nu știu dacă e o idee foarte bună să fac chestia asta, dar o să vedem. Deci avem 3, cred că o să despart aici. Nu știu exact cu ce să despart. Bun, știți că am revenit după foarte mult timp, în sfârșit am terminat tot ce ține de redstone, avem sorterul legat, aici avem o grămadă de oi cu toate tipurile de lână, adică toate culorile, au început să funcționeze pe aici, deja ne produc o grămadă de lână, bine, diferă de la culoare la culoare, depinde și de cât de repede crește iarba, depinde și de cât de repede observă oaia și începe să mânce iarba aia, deci diferă de multe chestii. Câtă lână ne produce, dar oricum ne produce destul de bine. Uitați pe acolo, prin spatele acelui hopper trece un circuit de apă cu care aduce mai itemele la toate aceste ferme în acest sorter destul de mare, pot zice. Bun, acum nu știu pe unde să intru să vă arăt chestiile cu restul. Noi o să intrăm pe aici. Sper că pot să intru destul de ok. Bun, intrăm pe aici, am mai pus un sort, pe aici m-a dus oile și vacile, dacă mă întrebați ce cu gaura asta aici. Am mai pus un element de sortare, chiar și pe sortorul ăsta mare, care să ne scoată, deci e aici elementul de sortare legat pe hopperele de la sortorul mare, care ne scoate wheat-ul, adică grâul, din sortorul ăsta gigantic. Adică dacă o să bag grâu acolo în chestul ăla de afară, de la nivelul 2, în subsol, o să le aducă aici, aici le sortează, le ia pe aici și le duce prin o altă linie de redstone în partea alaltă. Bun, acum aici am loc unde sunt omorâte grâinile, din păcate nu am
o găleată la mine ca să scot lava aia, să vedeți că acolo sunt găini, dar o să vă arăt imediat care trebuie și pe acolo. Aici avem un dropper, care nu, un dispenser care aruncă ouăle. Hai să văd pe unde pot să cobor și o să intru în spate, la restul nu mai știu exact pe unde puteam. Pe aici dau iarăși în partea asta și nu e ok. Aici, deci aici avem niște hopere care se duc la fiecare dispenser, uite vă și arăt acum la ce mă refer, avem care se duc la, avem hopere care se duc la aceste dispensere din spatele oilor și efectiv e full de shears-uri, de foarfece cu care tăiem lâna. Deci efectiv avem foarfece, stocul de foarfece făcut pe viață, pot zice, dar ce este 100% nu se gata până se gata seria, e plin și aici, e plin fiecare hopper cu tot felul de foarfece pe aici, deci astea nu se gata niciodată. Bun, pe aici pot intra undeva, da, uite că pot să intru aici în spate la redstone-ul de aici care e făcut pe un timer, care, dacă sparg asta oare ies? Da, cred că este așa că spargem asta să vă arăt. Aici ar trebui să avem animalele care le mulțesc acolo, dar văd că au crescut și sistemul ăsta le-a omorât. Dacă stăm puțin pe aici, să vedeți că acest sistem pune lavă pentru o secundă, ceva de genul, să și vedeți imediat, doar trebuie să mai stăm puțin și nu știu exact cât durează. Ideea e că timerul e pus pe 80 și ceva de secunde. Din câte ați văzut, a pus o secundă lavă și acea secundă e suficientă ca să ne omoare nouă oile și vacile care ajung aici. Bun, acum tot sistemul ăsta continuă aici în jos. Pe aici venea grâu de care vorbeam, se leagă la sistemul de la găini, după aia coboară pe aici, se duce în continuare în partea asta, altă, aici se adună toate animalele, aici sunt și omorâte și tot treaba asta. Aici avem un alt sistem care aruncă toate itemele în acest curent de apă, cum zice, și hai să ne și băgăm în el să vă arăt unde duce. Deci, dacă ne uităm, fix aici este... oare să sparg? Mai bine nu. Fix aici este patul nostru din camera noastră, din bază. Și fix pe aici trece curentul ăsta cu apă care ne duce itemele în partea asta, la altă, pe acolo. Pe aici am trecut pe lângă acea oaie care v-am zis că pe acolo trece curentul de apă. Vine pe aici și am văzut că a trecut un item pe aici, fix în fața noastră. Aici vin itemele sortate și care nu sunt sortate rămân aici, precum această bucată de stone pe care am spart-o de acolo de animale, dar în rest toate sunt sortate. Bine, aici mai trebuie să vină încă câteva bucăți, la fel și aici, până începe să dea drumul la aceste iteme în chesturile de jos, iar pe aici se repetă sistemul dacă nu au fost sortate și ne duce iarăși aici. Bun, hai să ieșim și să vă arăt o mică demonstrație cum funcționează toată treaba asta. Hai să le-am luat. Bun. Ieșim și de aici, dacă pot și nu, nu mă duce jos. M-a dus jos. Hai să urcăm la loc. Aici. Să le pun pe astea la loc. Așa. Hai să luăm niște grâu de aici. Și să vă arăt o mică demonstrație cum funcționează sistemul. Plus, am un alt sistem care dacă dau pe chestia asta, ridică vacile și oile, pune o bucată de apă acolo și cu asta mă ajută atât de mult, deoarece nu știam exact cum pot să trec cu toată linia de reston să ajung fix în mijloc, deoarece noi aici avem doar un bloc în jos. Atât. Mai jos nu puteți să coborâm. Și plus că avem și gheața în cale, deci a fost destul de complicat ca să duc eu reston acolo. Bun, dacă le mulțim pe astea, o să vedeți că vacile mici o să pice aici în lateral. Sunt duse în partea asta la altă și uite că asta deja a crescut sau a scăpat cumva. Sper că nu poate să scape și a crescut aici. Bun, vine asta, o împinge, se duce acolo în spate și acolo sunt omorâte de acea lavă, adică te vedeți, merg mai multe animale încolo. Ideea e că tu rămâne și niște experiență, dar nu prea ne interesează de adăr, ce nu e foarte mult XP care e produs acolo și nu prea avem de ce să ne pese de acel XP, le mulțim și pe astea. Problema e că se cam adună pe colțuri, nu înțeleg de ce. Dar nu e problema atât de mare, oricum oile mici pică jos și le duce acolo în spate unde sunt omorâte și carnea prăjită ajunge aici la noi imediat, vă și arăt. Ideea e că n-am pornit de mult chestia asta cu oile și oile încă nu ajung itemele aici, deoarece asta cred că e de oi. Încă nu e umplută, sunt mai era parcă 5 sau 6, acum e 7, deoarece a apărut o aia mare, a fost omorâtă și a ajuns aici mâncarea. La fel și cu lâna, încă nu s-a umplut hopperul, trebuie să fie minim 41 de bucăți, dar în unele locuri deja s-a umplut precum aici și ne produce steak-uri.
La fel și aici ne produce Cooker Chicken și dacă ne uităm aici sunt deja 41 de Cooker Chicken. La fel și pene, ne produce o grămadă de pene. Cu penele trebuie să fac ceva, ca după ce se umple aceste chesturi să le arunce undeva în lavă. De fapt, nu se mai sortează. Deci nu am ce să fac, nu se mai sortează efectiv, rămân acolo și dispar după 5 minute, deci aia va fi soluția. Deoarece de sortat nu se sortează și o să rămân acolo și o să dispară. Bun, aici avem face, să le mai mulțim și pe asta. Hai să folosim cam tot ce avem pe aici, mai degrabă și mulți oile. Deși cred că le-am cam mulțit pe toate. Ca să avem cât mai multe oi, să umplem și noi sistemul ăla, să se sorteze imediat itemele direct acolo, să intre unde trebuie și să fie sortată odată și să ne producă mai repede. Bun, mai pot să le mulțesc? Pentru că am folosit tot grâul pe care l-aveam. Ideea e că aici o să rămână câteva animale, 2-3, dar cum o să le împingă imediat. Aici sunt găinile, nu știu, cred că v-am arătat. Am mers fix prin spatele lor și prin spatele tot sistemului ca să vă arăt toată treaba cu restul și cred că deja mă întind prea tare cu episodul, așa că o să mă apuc să fac designul aici. Un design destul de șmecher, cred. O să văd ce o să iasă, nu știu exact încă să vă zic dacă va arăta bine sau nu, dar o să mă apuc să fac tot designul. Mulțumesc că am terminat într-un final această cameră, tot designul de la ea arată destul de bine după părerea mea. Aici avem toate găinile, acolo se adună și acolo sunt prăjite, să zicem așa. Aici am uitat să bag concret, dar probabil o să modific pe viitor și o să bag concret acolo. Sper că pot să mai bag, adică o să scape câteva găini, dar nu e problema extrem de mare. Pe aici am făcut un mic sistem prin care ridic vacile și oile când vreau să le înmulțesc. Hai să-l oprim. Bun, am oprit. Am terminat și camera asta cu oi, unde am stat destul de mult să fac designul. Și ideea e că a fost destul de greu de coart și de asta doar destul de mult să o fac. Într-un final e gata, totul funcționează perfect, deja e gata de foarte mult timp, gen oile. Am pus oile aici de destul de mult timp, doar că a durat destul de mult până am făcut tot designul de la această cameră și după părerea mea a ieșit destul de mișto. Și de când am pus oile astea aici au produs o grămadă de lână, deci avem din toate culorile tot felul de lână. Probabil a trebuit să vorbesc cu Deme să vedem care e treaba cu shop-ului de lână, deoarece din câte am văzut la distrus. Și na, cred că ar trebui să vorbesc cu el, poate fac eu shop dacă e de acord și el, dar o să vedem asta pe parcurs, nu e nimic asigur. Aici sorterul, aici se adună grâul, dar încă nu am făcut ferma de grâu. Se urmează între un episod următor și încă stau să mă gândesc între două tipuri de ferme, dar ideea, de fapt, nu pot să fac tipul ăla. Am văzut o fermă destul de interesantă la El Mango, dar ideea e că aia produce pâine și nu produce grâu, deci probabil nu o să facem pe aia. O să facem noi fermele noastre vechi, de epocă, să zicem așa, cu care ne-am obișnuit mereu, fermele automate de uși și astea. Carne de pâine ne-a produs foarte multe, deoarece astea e 100% automate și astea alte două nu sunt 100% automate și trebuie să termin chestia asta cu grâu înainte ca să pot să merg, o să fac să meargă totul foarte bine. Aici se strânge lână, aici se strânge o grămadă de pene și aici se strânge pielea. Deci cam asta e toată treaba cu această cameră. E extrem de mult reston în spate. De fapt, cred că o să intru la reston. O să încerc să nu arăt alte chestii, deoarece am mai filmat și alt episod înainte să termin acest episod, deoarece a durat destul de mult până am făcut rost de acel coarz de care ziceam. Deci, da, cum a fost episodul de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Zino, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și noi ne vedem în live-ul sau episodul următor.